Pe plan personal, la fel de bine, că mai ai puțin și vine nunta. Când va fi nunta? N-am stabilit încă data anunții, n-am stabilit detalii, n-am stabilit nimic. Când le doar ai fost cerută și atât. Fost cerută. De acolo vedem noi ce se mai întâmplă. Cum a început relația ta cu Vlad? Știu că v-ați cunoscut pe rețele de socializare și, în general, lumea spune că, ce domne, pe rețele de socializare nu se leagă relație, ceva la mișto. E, uite că... Dar uite că ești eu dovada. Uite că se mai întâmplă și minuni. Da, mi-a scris pe Instagram, am început să vorbim, după o perioadă ne-am și întâlnit. Am vorbit, am continuat să vorbim, să ne cunoaștem și uite că au trecut 2 ani și ceva de când suntem împreună. Ca abordată de bărbați, cred că ești și acum, fie că ai relație sau nu, că asta e, lumea încearcă. Dar cum tocmai el din atâția bărbați care ți-au scris? Că sigur ți-au scris. Îmi scriu și în prezent. Asta zic. Înseamnă că și răspund. De-ai răspuns lui, ai simțit tu ceva? A fost un... Da, cred că a fost destinul. Chiar sincer spun, cred că a fost destinul. Știi de ce te întreb? Că de-a lungul anilor nu te-am văzut într-o relație cu un bărbat din lumea asta publică, să zic, din TV. Cu toate că majoritatea din ce am observat, fiind din TV, și aleg tot o persoană din televiziune. Pe când tu nu, tu ai vrut mereu o persoană simplă lângă tine, cel puțin din punctul meu de vedere, cum te văd. Spune-ne tu, de ce nu ai vrut să fii cu un om public, o persoană publică? Nu. Că sigur ai fost, iartă-mă că te întrerup, sigur ai fost abordată. Asta 100%, nu te întreb de cine, dar sigur ai fost. Nu am considerat că... Ideea e că pentru mine jobul în televiziune este un job, ca oricare alt job. Job, da. Asta nu înseamnă că trebuie să-mi iau pe cineva din domeniul meu. Și n-am gândit-o niciodată așa. Pentru că mă gândeam că fiind privită, fiind într-un cerc acesta, al televiziunii, cu siguranță lumea tânjește, să zic, să la o tachinare, cel puțin pe platoră de filmare, habar n-am, orice, nu-ți dau exemple. De asta mă gândeam, că fiind și frumoasă și în lumea asta, cum de nu a fost cineva toți din lumea asta? Mulțumesc frumos. Nu, n-am dat curs niciodată astfel de la complimente. Complimente, mă rog, accept. Mulțumesc frumos, bineînțeles. Dar stai, atâta, stai, nu mai zice nimic. Nu, dar n-am dat curs la mai mult de a primi câteva complimente. Și deci m-am gândit că poate te-ai gândit și tu că oamenii din televiziune nu sunt atât de, nu știu, pe placul tău ca și persoană, ca și caracter, ca și personalitate. Habar n-am, de asta ți-am pus întrebarea asta. Poate vrei un om simplu, pur și simplu că e simplu și nu vrei să-l știe lumea. Nu pun oamenilor etichete după ceea ce fac. Dacă nu ajung să-i cunosc, nu le pun o etichetă înainte să-i cunosc. Am înțeles. Spune-mi cum a fost cererea în căsătorie de la Vlad. Cum nu te-ai așteptat? Chiar deloc nu m-am așteptat. Plănuisem o vacanță în Santorini. Doream foarte mult să ajung în Santorini. Haide, hai să mergem, am plecat și n-am mai avut răbdare, că își dorea să facă un alt fel de moment, dar ce și-a dorit cu ce a ieșit a fost diferit. Eu mi-am dorit, îi și spuneam că vorbeam la un moment dat de subiectul ăsta și îi spuneam că îmi doresc ceva restrâns, să nu fie oameni, să nu fie multă lume. Tu i-ai dat acolo câteva... Să fim noi așa, să fie un moment pentru noi. Și exact așa a fost. Și a fost un moment foarte emoționant.
El era foarte făstăcit, așa, dar era foarte drăguț. Am înțeles din ce am citit că nu știa cum să scoată inelul, da, exact. Că a fost o situație exact. Haioasă. Trebuie să fac o magie, dar nu ieșea magia, zic, dar măi, la mișto. A fost foarte drăguț tot momentul. Cum ți-ai dat seama că sunteți așa făcuți unul pentru celălalt? Ce a avut față de restul bărbaților care te-au abordat? Ce sentiment a fost acolo? Măi, se spune că noi, în general, femeile simțim când e ceva. Când e ceva. E, uite, cred că asta a fost.